De la Dănilă vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știri. Iată principalele subiecte. Criza politică de la Chișinău poate avea urmări grave. Dacă executivul Sandu va cădea, partenerii externi ar putea să oprească asistența financiară pentru Republica Moldova. Cetățenii români cu drept de vot din Republica Moldova își aleg președintele. Ei vor ca viitorul lider de la Cotroceni să contribuie la apropierea dintre cele două state. Polițiștii din Polonia au descoperit într-un camion 21 de vietnamezi care plecaseră din România și vroiau să ajungă în Germania. Anchetatorii spun că este vorba de o rețea specializată în traficul de persoane pe această rută. Pentru că dorim să ajungem în casele tuturor basarabenilor, televiziunea română va participa la concursul privind obținerea unei frecvențe naționale pentru canalul TVR Moldova. În acest fel, toți locuitorii Republicii Moldova vor putea beneficia de programe de bună calitate, dar și de știrile echilibrate și diverse ale studioului televiziunii române din Chișinău. Societatea Română de Televiziune vrea să recupereze frecvența națională de emisie retrasă abuziv în anul 2007. Acest fapt îi va permite consolidarea prezenței pe piața media din Republica Moldova. În luna septembrie, compania Telestar Media, care deține licențele de emisie pentru posturile de televiziune Canal 2 și Canal 3, a anunțat că renunță la frecvența națională pe care emite Canal 2, frecvență ce a fost deținută de Societatea Română de Televiziune. Ieri, Consiliul Audiovizual al Republicii Moldova a anunțat organizarea unui concurs pentru atribuirea frecvenței, iar astăzi televiziunea română a confirmat că este interesată să revină pe acest canal. Odată cu difuzarea analogică a programelor postului TVR Moldova pe întreg teritoriul Republicii Moldova, publicul va beneficia de informație corectă, echidistantă și de actualitate din spațiul românesc și european. Există o alternativă privind alimentarea Republicii Moldova dacă Moscova și Kievul nu se înțeleg privind tranzitul gazului rusesc pe teritoriul Ucrainei. Aceeași conductă ar putea fi folosită pentru ca în Basarabia să fie adus gaz metan din vest. Amănunte vă oferim în telejurnal. Republica Moldova a beneficiat de prima tranșă de asistență macrofinanciară în valoare de 30 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Un grant în valoare de 10 milioane de euro a fost recepționat chiar ieri și va contribui la finanțarea deficitului bugetar. Celelalte 20 de milioane de euro au fost primite sub formă de împrumut pe parcursul lunii octombrie. De asemenea, pe 7 noiembrie au fost recepționate două tranșe din suportul bugetar oferit Republicii Moldova în valoare totală de 25 de milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru realizarea unor reforme cheie demarate de guvernul în domeniul poliției, lupte împotriva corupției și spălării banilor, agriculturii și dezvoltării rurale, a menționat Ministerul Finanțelor într-un comunicat. Asistența macrofinanciară acordată de Uniunea Europeană se ridică la 100 de milioane de euro, dintre care 60 de milioane vor fi acordate sub formă de împrumut și 40 de milioane sub formă de grant. Dacă executivul Sandu va cădea, partenerii externi vor înțelege că nu se dorește o reformă viabilă a procuraturii și vor opri asistența financiară pentru Republica Moldova. Acest scenariu a fost lansat de reprezentanții blocului acum, care le sugerează socialiștilor să-și asume o nouă izolare a țării pe plan extern după căderea guvernului. De cealaltă parte, reprezentanții socialiștilor spun că executivul provoacă intenționat votarea moțiunii de cenzură pentru a se absolvi de eșecuri. În timpul emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova, ministrul Justiției spune că executivul își dorește asumarea plenară a responsabilității pentru reforma justiției, astfel încât să-și onoreze promisiunile din campania electorală. A mers pe această formulă deoarece acest guvern a promis oamenilor o justiție corectă. Restabilirea încrederii în justiție înseamnă să avem actori cheie în sectorul justiției care sunt integri, care știu să-și asume responsabilitatea pentru soarta acestei țări.
Și tocmai de aia am decis că este cazul să ne angajăm răspunderea pentru proiectul respectiv de lege în guvern. Eram sigur că acest proiect de lege nu putea să treacă în Parlament. Deputații blocului acum spun că guvernul nu își va retrage proiectul din Parlament, așa cum cere președintele Dodon, iar în lipsa identificării unui consens la începutul săptămânii viitoare, executivul Sandu ar putea fi demis. Vor dori să-l demită guvernul pentru această lege. Să demită, dar să fie foarte clar. Deci noi nu facem absolut niciun pas înapoi. Partidul Socialiștilor, în situația în care merg într-un final acest pas, trebuie să-și asume consecințele, dar consecințele, din păcate, sunt foarte și foarte proaste pentru țară. Donatorii, partenerii vor înțelege că nu se dorește o reformă pe bune a justiției, se va sista, există riscul de a fi sistată finanțarea externă. De cealaltă parte, reprezentanții socialiștilor spun că blocul acum provoacă intenționat căderea guvernului. Tot ce s-a întâmplat astăzi și ieri și alaltăieri a fost o acțiune destul de bine regizată cu scopul anume de a cădea guvernul. Adică eu sunt convins că acesta a fost un plan în vederea provocării acestei moțiuni de cezură și de căderea guvernului. Acum este interesul, noi vom afla săptămâna viitoare. Eu sunt convins că chiar și dacă cade guvernul, majoritatea va fi formată de asemenea cu blocul acum. Fracțiunea PSRM din Parlament a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului Sandu după ce executivul și-a asumat răspunderea pentru proiectul ce vizează modificarea legii cu privire la procuratură. Potrivit proiectului asumat, premierul ar urma să fie cel care îi selectează pe candidații la funcția de procuror general și îi propune Consiliului Superior al Procurorilor. Dintr-o listă scurtă de candidați, CSP-ul alege un singur candidat pe care îl propune șefului statului spre aprobare. Românii cu drept de vot din Republica Moldova și aleg președintele. Începând de ieri, de la ora 12, alegătorii au venit la cele 37 de secții deschise pe teritoriul Basarabiei pentru a decide cine va conduce România în următorii 5 ani. Basarabenii care dețin cetățenia României spun că își doresc ca viitorul lider de la Cotroceni să contribuie la apropierea dintre cele două state. Încă de la primele ore ale dimineții, cetățenii români din Republica Moldova au venit să-și exercite dreptul la vot. Cu toții spun că își doresc o Românie prosperă și europeană. Am votat pentru mai multă înțelepciune din partea politicienilor români, dacă se poate, și pentru atenția către Republica Moldova, întrucât există o tendință, sau mă rog, e laudabilă o tendință din partea politicienilor noștri să iau un exemplu, spre exemplu, pe dimensiunea anticorupției. De la politicienii români am vrea să menținem această tendință și să ne curățăm și noi. Pentru o schimbare nouă, pentru o legătură bună între aceste două state și pentru, sperăm, o unire. Mai devreme sau mai târziu. Am votat pentru o Românie mai liberă, o Românie mai frumoasă, mai cu oameni mai deștepți, mai democrați, pentru Europa. La vot a venit și ministrul de interne, Andrei Năstase, împreună cu familia. Acest vot, așa cum am spus-o de-a lungul timpului, este și un vot dat pentru Basarabia, pentru basarabeni, pentru toți cei care gândesc, trăiesc, suferă românește. Și am votat cu speranța că toate proiectele pe care mi le-am propus eu personal să le realizez pe acest petec de pământ să se producă indiferent de decidenți, dar să se producă, să se realizeze înfrățirea dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. Posibilitatea de a vota 3 zile consecutiv, dar și procedura electronică de scanare a actului de identitate au dus la dispariția cozilor infernale care se formau la celelalte scrutine. Acest scrutin a fost mult mai bine organizat comparativ cu alte dăți. Se votează 2 zile jumătate cu un număr de personal suplimentat. Timpii s-au redus foarte mult prin procesarea cu ajutorul tabletelor, a preluării datelor de identitate, a verificării și evitării votării multiple. Cetățenii români cu drept de vot care se află în Republica Moldova știu că procesul de votare pentru alegeri, de fapt, din 10 noiembrie a început de ieri, continuă și astăzi. Astăzi secțiile vor fi deschise până la orele 21 și de asemenea vor fi deschise și mâine de la 7 dimineața până la orele 21. Pentru alegerile prezidențiale din România pe teritoriul Republicii Moldova
Moldova au fost deschise 37 de secții de votare. Cele mai multe, 12 la număr, au fost deschise la Chișinău, la Bălți au fost deschise 2 secții de votare și câte o secție în alte 23 de localități. Ucraina anunță că și-a pus la punct infrastructura astfel încât Republica Moldova să poată importa gaz din Uniunea Europeană. Compania ucraineană Naftogaz declară că a modernizat stația de măsurare a volumului de gaze pentru o estimare corectă a consumului Republicii Moldova. Guvernul de la Chișinău încearcă să prevină o eventuală criză a gazelor în condițiile în care Kievul și Moscova nu vor ajunge la un acord privind tranzitul de pe teritoriul Ucrainei. Un asemenea scenariu ar lăsa fără gaze și Republica Moldova. O altă alternativa ar fi ca prin acest gazoduct să fie livrate gaze din vest spre Basarabia, astfel spus în regim invers. Întrecere de rezistență, dar și de îndemânare. Peste 200 de cicliști, profesioniști și amatori au participat la campionatul național de mountain biking, ajuns la a doua ediție. Imagini de la competiție vedeți mai târziu în telejurnal. Aici se naște viitorul, aici sădim pentru viitor. Sub acest generic s-a dat start unei campanii de plantare a arbuștilor și de strângere de fonduri pentru cumpărarea unor aparate noi la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din Chișinău. Medicii au nevoie de cardiomonitoare care permit supravegherea copilului în timpul nașterii. Evenimentul a fost organizat în ajunul Zilei Internaționale a Prematurității. Ecaterina Bogată a adus pe lume doi micuți perfect sănătoși, dar înainte de termen. Așa că Dan, de 1,3 kg și Marc, de 1,5 kg, stau în incubatoare pentru a prinde putere. Am așteptat că va fi o naștere prematură, dar nu la terminul dat. Am așteptat la 36 de săptămâni, dar nu la 30. Peste o zi i-am văzut. Evident că a fost foarte emoțional. Eu am plâns când am văzut așa micuți. Trebuie să creștem, să adăugăm grămuțe. Femeia spune că micuții sunt hrăniți tot prin intermediul echipamentelor. Prin sondă hrănim copiii și îl stoarcem laptele, îl punem în siringa aceasta și e timp de 2 ore îl hrănește. Medicii spun că sarcina femeii a fost urmărită în permanență cu ajutorul unor cardiomonitoare, însă instituția dispune doar de 9 astfel de aparate, dintre care doar 4 sunt noi, iar restul au o vechime de peste 30 de ani. Prezența lor în naștere ne redă starea copilașului intrauterin până la momentul nașterii. Aici este un cardiomonitor nou, care l-am primit tot din ajutorul umanitar, care performant lucrează, se înregistrează grafic, avem o precizare corectă a stării intrauterine a fătului. Pentru a crește numărul de cardiomonitoare, administrația Spitalului Municipal numărul 1 a lansat campania Aici se naște viitorul, aici sădim pentru viitor. Prin intermediul plantării unui arbuste, fiecare poate contribui la procurarea unor noi echipamente medicale. Până la moment s-au strâns peste 20.000 de lei. Sperăm că este un început bun. Ne dorim să procurăm 2 cardiomonitoare pentru noi născuți. Am avea nevoie la început măcar de 40-50 de mii de lei. O mână de ajutor au dat nu doar angajații medicali, ci și unele societăți comerciale care spun că vor să aibă grijă de mediu și de sănătatea nou-născuților. Încercăm pentru, în așa mod, într-o astfel de caritate, să contribuim la bunătățirea situației medicale care este acum la noi în Republica Moldova, să oferim o șansă, o viață mai bună micilor copii. Într-adevăr, să dintr-un copac, parcă ai porni o viață nouă, să zicem așa, și parcă ar fi bine ca acești oameni cum sunt ei să străjuiască câte o viață nouă care apare pe aici. Când a venit în lumea asta să vadă o frumusețe ceva pe lângă el. Noi am procurat 5 tuie. 5 tuie și le sădim aici frumos, în rând. Peste ani o să veniți și o să vedeți. Și ne-am mândri. Pentru cei care doresc să participe la dotarea spitalului cu aparate de ultima generație, a fost instalată și o cutie la intrarea în instituția sanitară. De asemenea, banii pot fi transferați în contul bancar ce poate fi găsit pe pagina oficială a spitalului.
Uniunea Europeană susține conservarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Grație unui proiect finanțat de Comunitatea Europeană, zeci de studenți, profesori și experți basarabeni au făcut vizite de studiu și stagii în Italia pentru a prelua din experiența europeană în vederea consolidării patrimoniului cultural autohton. Grație unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, experții europeni au consiliat autoritățile Republicii Moldova în vederea perfecționării legislației în domeniul patrimoniului cultural. În scurt timp, cred că vom putea pune spre atenția Parlamentului legea protecției monumentelor. În afară de aceasta, mai sunt o serie de lucruri conexe în cadrul legislativ și aici am beneficiat de consultanță din partea experților străini. Mai mult, cu ajutorul acestui proiect, toți cei interesați de conservarea patrimoniului cultural au avut posibilitatea să viziteze țări europene și să preia din experiența lor. Mai mulți elevi, profesori de la instituțiile de învățământ din Republica Moldova, școli profesionale, colegii, universități, au putut să învețe chiar în practică ce înseamnă protecția patrimoniului. E soprattutto sottolineare la competenze, la preparazione dei giovani che hanno partecipato ai vari progetti di questo twinning, che ho potuto anche sperimentare di persona. Proiectul Suport pentru promovarea patrimoniului cultural a fost lansat în septembrie 2017 și a avut un buget de 1 milion de euro. Teoriile profesorului Florin Colceac din România, supranumit și antrenorul geniilor, au ajuns și în Republica Moldova. Scriitorul a ținut o prelegere în fața zeci de părinți de la Chișinău și a învățat cum să valorifice potențialul născut al copiilor. Cartea Copilul tău este un geniu, un adevărat bestseller în România, s-a vândut ca pâinea caldă și în Republica Moldova. Antrenorul geniilor din România le-a dat câteva sfaturi părinților de la Chișinău cum să educe copiii integri și fericiți. Nu să meargă numai pe profit, numai pe jecmăneală, numai pe îmbogățire, pentru că vor muri cu bogățiile lor acumulate cu tot, iar dacă începe criza foamei, garantez că ei nu pot mânca bani. Profesorul le-a sugerat părinților să-și scoată micuții mai des din prizonieratul telefoanelor mobile. În clipa de față, toată lumea se aruncă pe iPhone-uri, să aibă telefon mobil, îi radiază creierul, fac cancer cerebral. N-au învățat să se oprească, n-au învățat să gândească, n-au învățat să facă un pas înapoi. Prelegerea susținută în Republica Moldova de antrenorul geniilor a fost organizată cu susținerea Iulianei Gorea Costin, directorul de onoare al liceului Mircea Eliade. Profesorul Florin Colceag a acceptat să facă o vizită la Chișinău pentru a se întâlni cu cei interesați de teoria, de creația, de rodul muncii sale. La Chișinău, cei interesați de parenting au putut să cumpere cartea Copilul tău este un geniu la preț promoțional. Lucrarea învață pe adulți cum să dezvolte potențialul de geniu al copiilor. S-au echipat corespunzător și au luat bicicletele și au participat la campionatul național de mountain biking din Republica Moldova. Peste 200 de cicliști amatori și profesioniști au testat limitele rezistenței pe o distanță de 15 km. Traseul a fost extrem de dificil, cu zeci de urcări și coborâri. Cei peste 200 de cicliști au fost împărțiți în 9 categorii în funcție de vârstă. Primii care s-au aventurat pe traseu au fost adolescenții la categoria junior. În mai puțin de o oră, primul a ajuns la finish, Alexandru Tkachenko din Tiraspol. Tânărul este câștigător pentru al doilea an la categoria sa. Была непредсказуемая, потому что мы немножко опоздали на старт, и когда все ребята смотрели круг, ну, я не просмотрел. И некоторые элементы проезжал мимо, немножко упал. Подъем затяжной вот здесь, асфальтовый, он самый тяжелый. Сильно поднимается пульс, и потом тяжело прийти в себя. Тинери спун, что трасеул а фос компликат. Pentru mine prima dată era destul de dificil. Sunt secții unde e destul de ușor să treci, dar noapte e foarte greu. Era foarte greu să mă ridic la dearele, fiindcă la mine când sunt antrenat și are bine și am emoții. La vale trebuie să-ți menții echilibru, să ai grijă cu frânele în primul rând, iar la deal deja să fii atent să nu te răstorni peste spate. Și coborârea a fost dificilă, așa că unii au fost nevoiți să se dea jos de pe biciclete. Ce jos spuscați? Da!
Большие горки. Да, крутые. Și pentru că din ciclismul montan nu lipsesc incidentele, unii participanți au căzut de pe biciclete, dar și-au continuat cursa. Totuși au fost și din cei care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cum ați căzut? Ură! După dâmp. La eveniment a participat și Serghei Vatamaniuc, care de 14 ani practică velotrail, un sport extrem pe bicicletă. Этот вид спорта больше эквилибр, баланс, взрывная сила, прыжки в длину, в высоту. Я бы хотел, чтобы этот вид спорта развивался в нашей стране. Evenimentul a fost organizat de Federația de Ciclism din Republica Moldova în încercarea de a promova folosirea bicicletei. Ca să invităm mai mult copii, să invităm copii în sport, din caz că copiii sunt viitorul în sport. Traseul este marcat. Vedeți, avem mașina de urgență, avem mulți oameni care sunt prin tot traseul. Cei mai buni dintre participanți au primit cupe și bani. Campionatul național de mountain biking se desfășoară pentru al doilea an în Republica Moldova. Cel puțin 6 oameni au murit și peste 300 au fost răniți într-un cutremur produs în nord-vestul Iranului. Seismul de magnitudine 5,9 a fost unul de suprafață. A avut epicentrul la adâncimea de numai 8 km. A fost urmat de 50 de replici cu magnitudini de până la 4,8 care au speriat localnicii și au determinat să doarmă afară în frig de frica prăbușirii clădirilor. Au fost afectate 80 de localități în care intervin inclusiv unități ale armatei. Situat la confluența mai multor plăci tectonice și traversate de multe falii, Iranul se află într-o zonă cu activitate seismică intensă. Ultimul cutremur major de magnitudine 7,3 a avut loc acum 2 ani în vestul țării și a ucis 620 de oameni. De 21 de vietnamezi plecați din România au fost descoperiți în Polonia, ascunși într-un camion. Clandestinii își doreau să ajungă în Germania. Autoritățile poloneze precizează că este vorba de o rețea care frecvent aducea ilegal vietnamezi din România. Cei 21 de vietnamezi au fost depistați într-un camion ce urma să ajungă în Germania. Călătoriseră 10 de ore în container, înghesuiți într-un spațiu minuscul, mascat cu un paravan. În partea din față, camionul era înțesat de marfă. Te warunki były skrajnie trudne, ale też i bardzo niebezpieczne. Z naszych ustaleń wynikało, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej organizują przemyt osób cudzoziemców, głównie narodowości wietnamskiej, z Rumunii poprzez Polskę, a następnie dalej już do krajów docelowych. Mamy tu na myśli m.in. Niemcy, Francję czy Wielką Brytanię. Potrivit autorităților poloneze, traficanții de migranți ilegali luau vietnamezi în România, iar apoi prin Ungaria și Slovacia îi duceau în Silezia Inferioară, în Polonia, la așa numitele puncte de ridicare. De acolo clandestinii erau preluați și duși în Franța, Germania, ori Marea Britanie. Unități speciale de investigație erau pe urmele acestei grupări de mai multă vreme. După descoperirea celor 21 de vietnamezi, au fost arestate mai multe persoane, polonezi, dar și un vietnamez. Ploi torențiale s-au abătut asupra nordului Angliei. În zone extinse a fost declarată stare de urgență după ce râurile învolburate au ieșit din matcă, au mutat de colo-colo mașinile, au smuls arbori din rădăcini și au culcat la pământ stâlpi de electricitate. Apa a inundat subsolurile caselor și a făcut circulația imposibilă pe o mulțime de drumuri. Torentele au năvălit pe neașteptate, atât de repede încât cumpărătorii dintr-un supermarket au rămas pur și simplu blocați acolo ore în șir, pentru că de jur împrejur se formase un adevărat lac. Meteorologii au vești proaste. La noapte va veni un nou val de ploi puternice.
Iarna lovește o mare parte din Europa cu 3 săptămâni mai devreme. Spania se confruntă deja cu prima furtună de zăpadă și temperaturi sub zero în jumătatea nordică. Zonele de munte au cel mai mult de suferit, iar meteorologii avertizează că aria ninsorilor se va extinde în următoarele ore. În regiunea mediteraneană din vest s-a așternut un strat de zăpadă de 20 de centimetri. Acolo unde nu ninge, plouă. Zăpada și precipitațiile persistente vor crea condiții de gheață. Au fost lansate avertizări pentru circulația pe drumurile publice și recomandări speciale pentru șoferi. Ce vreme ne așteaptă mâine aflăm chiar acum din rubrica Meteo. Bun găsit! Vremea se menține deosebit de caldă în Republica Moldova. La noapte, temperaturile vor varia între 12 și 14 grade. Mâine, cerul va fi mai mult senin până spre seară, când e posibil să plouă slab, iar maxima va urca până la 21 de grade. La Chișinău așteptăm 13 grade în această noapte și 20 de grade mâine la prânz. Și în România, vremea va fi caldă pentru această perioadă, dar va ploua în regiunile vestice. Temperaturile de mâine vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Mai multe informații găsiți pe site-ul tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Ne așteptăm opiniile dumneavoastră. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară reușită să aveți. La revedere!